românește spus, s-au băgat băieții Vastul la wallet. Cu excepția domnului Chiria, care a câștigat telefonul la Pufuleți, toți suntem în pericol, doamnelor și domnilor. Uite, domnul Chiriac nu are problema asta. Arată, ia focalizează-vă pe telefonul domnului Chiriac. Vi-l recomand. Hai mă să trezește, ia-te frate. Ia. Deci sigur că are un telefon și mai simplu decât al domnului Chiriac, e Serghei Mizil, dar la el se explică multe. Deci, n-are internet, nu? Nu. Deci n-ai portofel electronic pe el. Nu. N-ai nicio spaimă că vin banditorii și te ard la Bitcoin. Nici pe mână. A? Păi și Bitcoin, ori ne digitalizăm, ne modernizăm și ne fură lotria aia, ori stăm ca tine în epoca de piatră și... Domne, sau nu chiar ne putea cu o soluție și asta cu epoca de piatră. Eu, de pildă, Bitcoin-ul nu l-am înțeles. Ce să fac? Generația mea probabil... Nu l-ați înțeles? Nu l-ați achiziționat? Nu l-am înțeles. Păi... Nu știu de ce costă 66.000 de euro chestiune. Bine, nu știu nici de ce costă 40.000, nici de ce costă 30. Dar, în fine. Deci, pot să înțeleg fenomenul că sunt mult prea mulți bani pe piață și atunci trebuie să bagi bani în ceva. Și există unii dispuși oricând să te fură de ei, din câte am constatat. Chiar dacă ești virtual, nu? Păi dar știam că portofelul de Bitcoin, altminteri, poate fi spart, fie vorba între noi. Păi, pare că s-au... Probabil că orice electronic poate fi spart. Domnul Chirea, nu ne-am mândrit noi întotdeauna cu IT-știi noștri? Și când avem unii de talent, îi persecutăm, trimitem mascații peste ei. Tu produci 5.000-7.000 de IT-ști pe an, India produce 300.000. Păi? Ai ca să păstrăm proporțiile. Da, nu i-a prins pe indieni că te-a făcut la portofelul electronic. Da. Știu cine m-a făcut la portofel. Ai noștri. Nici în asta. Și acum, de când l-ai tăiat și facilitățile, bruma de facilități pe care le aveam. S-apucă oamenii de rele. S-apucă de ce vor ei.